mi-aș fi dorit să știi că între noi mai este viu dorul care ne aripase. Ca și când m-ai întrebat oare ce s-a destrămat, n-am știut ce să-ți răspund, dar totuși știu că într-o zi se va îndeplini orice dorință am avea. Nici stele și comete, nici scafandre, nici rachete, să fugim prin tot și toate imponderabilitate. Hai cu mine sus pe lună, pornim la drum, baby, chiar acum pot să te desprinzi ușor de la pământ. Dintre stele și comete, nici scăpare, nici rachete, să plutim prin tot și toate. Și bine v-am găsit, am început emisiunea alături de Cătălin Josan și minunata lui piesă nouă, Imponderabil. Bună seara, Cătălin, mulțumim pentru acest moment frumos. Cu drag, cu drag. Mersi mult pentru invitație. Cu mare drag, să știi că te vedem rar aici. Uite, eu sunt aici de 4 ani la emisiune, este pentru prima dată când suntem față în față și discutăm. Da? Da? Da, nu știu dacă ai observat, dar eu... Ok, ok, înseamnă că o să trebuia să recuperăm. Cu siguranță. Dar trebuie să ne ajuți și tu, pentru că tu vrei să vii atunci când scoți ceva nou, nu? În mare parte da, dar cu siguranță vor fi și alte ocazii, pentru că 2022, deja suntem în 2022. Da, vai de mine. Așa. Da, a trecut 2021 foarte repede. Sunt foarte multe planuri pe anul ăsta, de aceea probabil o să ne vedem mai des, fie că în studioul vostru, fie că alături de reporterii voștri undeva în afara studioului, să vorbim mai multe și nu doar despre muzică. Dar mă bucur foarte mult că am făcut un, hai să zicem, un prim pas, pentru că n-am prea fost la emisiuni în ultima perioadă. Așa e, și de ce? Cred că răspunsul este foarte evident. A fost perioada pandemică în care am fost destul de retras cu toții sau mare parte din noi.
Iar eu m-am izolat destul de tare de lume și am comunicat mai mult așa, prin intermediul online sau telefon. Asta din cauza pandemiei te-ai izolat? Da. Am fost foarte strict cu partea asta, de asta și nici nu ne-am văzut noi. Am înțeles. Dar cred că din 2021 lucrurile se vor schimba. 2022. Da. Deci că a rămas până anul urmă. Nu cred. Lasă că mai avem câteva zile și le savurăm din plin. Știi ce ziceam eu? Că 2020 nu se consideră. Adică, practic, noi trebuie să tăiem un an din vârstă, pentru că am stat foarte mult timp. Bine, cine a stat în casă? Cineva, probabil, foarte multă lume a lucrat. Dar important e că aveam foarte mult de recuperat. Comunicare foarte multă. De fiecare dată când mă văd cu cineva cu care nu m-am văzut, poate, nu știu, de mai mult timp, vorbim foarte mult, adică se discută foarte mult, foarte multă comunicare, foarte multe dezbateri, idei împărtășite, planuri. Lumea e dornică să se vadă. Sigur pentru că da. Și tehnologiile nu pot înlocui oamenii. Așa e. O reacție adevărată niciodată nu poate fi înlocuită cu, hai să zicem, o durată de câteva secunde până omul se gândește ce răspuns să-ți dea, stai un pic, stai, conexiunea nu merge. Și oricum, ecranele creează o distanță care apare vrei, nu vrei. Parcă suntem foarte, foarte dezvoltați și te vezi om cu om acolo pe WhatsApp sau pe Viber, dar conexiunea nu e aceeași. Da, din păcate nu avem ce să facem. Acum, bine că există. Da, imaginează-ți că eram cu telefoane fără camere și fără nimic. Eram ca pe timpul războiului, așteptam scrisori unii de la alții, Doamne ferește. N-ar fi o idee, era. Scrisorile cred că ar trebui să reapară în trend, pentru că s-a pierdut cumva din romantismul ăsta de a scrie frumos, de a avea o caligrafie cumva. Câți dintre noi mai pun mâna pe un pic să scrie ceva de mână? Sunt suficienți. Când e vorba de romantism, dragoste și scrisori de dragoste. Da, asta face dragostea de om, mă rog. Da, nu toată lumea e îndrăgostită, că mai treci de o vârstă și ai alte preocupări și atunci... Ce înseamnă treci de o vârstă? Care e vârsta aia de care treci? Nu mai ai preocuparea asta vis-a-vis de dragoste. Nu există niciun fel de vârstă. Ba da, există. Oricât de romantici vrem noi acum să fim, există partea asta pragmatică și omul când trece de o vârstă se gândește mai mult la alte asta chestii. Cu vârsta sunt foarte, foarte general. Nu, vârsta e ceva relativ. Corect. Așa, ca să nu creadă... Mai ales că sufletul nu are vârstă. Evident. Corpul trebuie mai... Da, corpul are schimbări, evident. Da. Dar noi trebuie să rămânem copii. Și vorbeam cu un prieten ieri, ziceam că... mă întreba, ce vrei tu ce vrei să aducă moșul? Cadouri și așa mai departe. Eu zic, păi... Eu vreau foarte multe chestii, pentru că noi când eram copii nu erau atâtea posibilități cum sunt acum. Acum suntem mari, cumva am reușit să ne facem cumva, să ne facem banii noștri și cred că avem de recuperat niște jucării pe care ni le doream când eram atunci mici. Și cred că asta o să se întâmple odată cu copiii. Cred că părinții cumpără copiilor jocurile pe tot care ce vor... n-au avut ei. Da. Și când vezi un mega constructor sau o mașină mega mare cu care copilul nici nu se joacă, aia e sigur și-a luat-o tata sau și-a luat mama o chestie care vroia aia mai ales, culmea știi care e, că noi când eram mici ne doream trei chestii acolo, când nici nu știai că nu existau pentru noi atâta. Noi dintr-un băț făceam și sabie și avion și pe alea nu le primeam, știi? Alea le inventam noi le găseam, adică noi le ciopleam, noi făceam tot, adică cumva imaginația funcționa. Așa, și acum ce ți-ai dorit să te aducă moșul dacă toți suntem copii? Mi-aș dori să fii toți sănătoși, ai mei și prietenii, dar și pentru toți cei din toată lumea să ne putem vedea cât mai repede, să scăpăm o dată de nebunia asta, să putem să ne vedem și la concerte, și la petreceri, să nu mai trebuiască să purtăm măștile, dar până în alta... Mai avem un pic de răbdare, mai avem un pic, adică Dar bine că e așa, oricum. S-au mai mișcat niște lucruri, s-a mai dezmorțit un pic. Da. Din păcate încă mai durează. Eu credeam că o să termine undeva pe la sfârșitul 2021, dar se pare că mai durează un pic. Cătălin, da. Când a început nebunia asta, eu credeam că va dura o lună, două, știi, după aia revenim tot la normal. Da. Nimeni nu s-a așteptat că va dura atât de mult, așa important că lucrurile merg cumva spre bine și lumea conștientizează că fără anumiți pași pe care trebuie să facă fiecare, nu poți să mergi mai departe, pentru că după asta urmează altă nebunie și alta și alta și alta și dacă nu ești pregătit cu asemenea gen de restricții sau mici impedimente cu care nu te-ai mai întâlnit până acum, e destul de greu după aia să mergi mai departe, pentru că lumea se mișcă foarte repede acum. Da, dar știi cum se zice că totul ni se dă pentru că avem nevoie de lecții? Uite că am învățat să prețuim oamenii în perioada asta. Așa și e. Conexiunea asta, aici sunt de acord cu tine, Nișoara. Sunt foarte acum de acord. Acum nu prea realizam noi ce înseamnă o îmbrățișare, o banală îmbrățișare. Hai să spun ce am făcut eu anul trecut de Revelion. Mi-am sunat o grămadă de prieteni, mi-am sunat profesori de la liceu, de la conservator. M-am îmbrăcat la 4 ace, adică chiar dacă eram practic singur acasă,
Vai! Bine, nu eram singur, dar ne-am îmbrăcat frumos. Nu erai home alone, da? Nu eram home alone, dar eram îmbrăcați la 4 ace și tot încercam să sunăm pe cineva. Oricum toată lumea stă de revelion și așteaptă ora 12, ori jumate de oră înainte, ori jumate după. Și am început să sun pe toți și m-am bucurat așa de mult. Cumva, în fiecare an nu aveam timp, nu din cauza că stăteam cu părinții sau cu familia la masă, dar... Nu știu, parcă ni se părea o chestie așa. Banală, da. Da, cumva, ei, ora 12 sau vine revelion. Acum, din lipsa asta de comunicare, s-a trezit o poftă enormă de a vedea omul, de a-i spune ceva și am luat la rând așa. Și m-am simțit foarte bine și chiar dacă nu a fost o mega sărbătoare, adică în tot sensul cuvântului, am insistat neapărat să mă îmbrac la 4 aci, adică așa, da. ca să fie revelionul revelion. Trebuie să păstrezi niște, cum e și cu rochiile fetelor, știi, de revelion. Trebuie să te îmbraci neapărat într-o rochie, nu știu cum, chiar dacă stai acasă, că altfel nu poți să întâlnești anul care vine. Păi anul ăsta am înțeles că la modul vine culoare albastru. Da, e tigru, care... e tigru de apă, tigru de apă. Da. Bine, dacă și... e de apă e bine, pentru că eu sunt pești, zodia pești culori. Și albastru e cumva cu apa... peștii și așa mai departe. Da, se poartă albastru, se poartă argintiu, dar în același timp se poartă și auriu, că tigru e și cu... Mă rog, e complicat, istoria. Se poartă. Știi că acum e o perioadă fascinantă pentru că la modă e tot, se poartă tot. Da, se poartă tot. Important e să orice stil e acceptat. Din câte am observat. Da, e important să te simți bine. Vreau să începem totuși și să revenim. Frig, mai ales că afară e un viscol năprastic. Eu, apropo, tot zic să vorbim un pic despre asta, pentru că mă bucur să te văd aici, în primul rând, datorită sau din cauza condițiilor meteo, e destul de anevoios. Noi la știri la ora 5 mai să rămânem fără prezentatoare, că era foarte greu. Sunați, de ajuns. Dacă e ceva, vă pot ajuta. Stau foarte aproape de voi, așa, da? Că pot să... Da, da. Ai ajuns cu bine? Da, am ajuns cu bine, doar că am mers cu pasul piticului, pentru că e un ghețuș foarte puternic, să-i spun, sau foarte accentuat. Așa? Și chiar și dacă aveam... Că nu sunt încălțămintele astea cu care am venit. Am venit cu altele. Cu astea m-am... Da, în astea s-a pregătit, de fapt, m-am schimbat, emisiune. Pentru că dacă veneam în asta la emisiune, cred că eram undeva pe la mijloc. Era în imponderabilitate. Eram în imponderabilitate, corect. Așa, bun. Da. Deci, dacă ești afară, îmbrăcați-vă foarte bine. Asta am vrut să zic foarte, și eu. Foarte puternic. Uite că noi avem și câteva zăpadă. Camere care arată care e situația. Se circulă destul de greu chiar și la ora asta, așa că dacă... Bine, la noi nici nu se circulă și cu zăpadă și fără zăpadă. Da, și uitați-vă la o seară perfectă decât să vă porniți acum la drum. Da, stați acasă, uitați-vă la o seară perfectă și beați un ceai. Da, noi bine, cu Cătălin vă vom povesti nicăieri, niște chestii. Da. Și noi aici o să încercăm prin viscol și prin fulgere și tunete să vă povestim câte ceva. Cătălin, ai ținut să cânti live. Da. Puțin artiști fac asta, de ce? De ce nu? De ce puțini artiști fac asta, dar de ce tu o faci? Nu știu, mi se pare... normal, că dacă poți cânta... Bine, se întâmplă uneori când nu pot cânta live și atunci spun că nu pot deloc. Sau se întâmplă uneori când există o înregistrare care se face în prealabil, în regim de live, ceva de genul ăsta, care se înregistrează cu playback. Dar atunci când am ocazia și pot, și știu că la voi pot, cânt live. Pentru că, până la urmă, asta e meseria noastră. Să cântăm și la evenimentele la care mergem, cântăm live. Pentru că lumea e ca și cu... Hai să fac o paralelă, poate, cu dublarea filmelor. Eu nu mă uit la filmele dublate, nu pot să mă uit. Deja m-am dezobișnuit atât de tare, nu pot să-l văd pe Robert De Niro vorbind în altă limbă sau, nu știu, alte filme traduse. Nu pot. Și chiar dacă sunt în altă limbă decât engleză, mă uit în original, pentru că omul ăla a depus un efort acolo. Și... Dar vrei să-i auzi vocea, elementul vocea lui, știi? Ori imponderabil poți să asculti pe YouTube, apropo, puteți să o ascultați pe YouTube și pe toate platformele care există în lumea întreagă, bine, sper că pe toate, pe o mare parte din ele, nu o să le dau nume tuturor, dar dacă vreți puteți intrați și pe pagina mea de Facebook, acolo tot sunt o grămadă de informații. Ce ziceam? Da, ți zic eu. N-ai să crezi, din ponderabil. Puteți ascultați piața înregistrată pe YouTube, variantă absolut superbă. Zic eu superbă pentru că băieții cu care am lucrat, Andy Wancea, producție muzicală, Denim Sky și... Ivan Linkovski, mix și master, Denim Sky fiind Ștefan Roșcovan, băieții foarte talentați, toți trei, Andy Oncea, mersi mult, el cântă cu Lupi la chitară, dar și un producător foarte bun, și datorită lor piesa asta sună
în varianta asta, deși ea a fost compusă acum un an, în vară, eu am compus-o în vară și de atunci am tot, nu știu, ne-am tot sunat, ne-am tot răganat. Până la urmă am găsit acum timp liber. Da, am plimbat-o. Pentru că tot, ba, eu eram undeva plecat, mă rog, plecat, în ghilimele plecat, pentru că eram undeva așa, ocupat, eram cu arta. Dar n-am putut cumva să ne sincronizăm și acum a fost o perioadă așa mai liniștită în România cu evenimentele și am reușit să ducem la bun sfârșit. Așa că le mulțumesc băieților și... ca să-mi termin gândul. Da. Varianta playback sau varianta înregistrată, puteți să o ascultați pe YouTube, iar cea live ați ascultat-o un pic mai devreme. Așa. Ne-au oferit acest moment frumos. Da. Dar eu, să știi, am vrut să zic că eu astăzi ți-am ascultat piesa fără să vreau. Eu de 4 ori. Pentru că am stat datorită ninsorii la buteiaje. Vezi ce faci de 4 ori. Deci, da, culmea este că eu în celelalte zile știam că vii azi. Și n-am auzit-o niciodată. Și uite, azi, când trebuia să mă pregătesc pentru emisiune, așa s-a întâmplat că am auzit-o tocmai de 4 ori. Ai auzit-o la radio? La radio, exact. Vă deci, mulțumim frumos. Deci se învârte. Mulțumim frumos învârte. Pentru susținere, apreciez. Și am văzut reacțiile pe rețelele de socializare. Credeam că tu ai pus-o pe repeat. Nu, nu, nu. It's okay. Data viitoare. Nu-i nicio problemă. Acum a ieșit tot prost, știi? E ok. Oricum, principal, n-ai schimbat postul. Asta e cel mai important. Sigur că da. Că era la posturi diferite, apropo. Și mai bine. Și mai bine. Deci ai vrut să schimbi și nu e adevărat, iar josan. Nu era consecutiv. Și aici ai... Nu. Okay. Nu e adevărat. Și ai dat câte 5 secunde și... Eu altceva am vrut să zic. În fine, nu contează, spune. Probabil că ai văzut și tu reacțiile frumoase pe care le-a strânit această piesă și lumea te așteaptă, te așteaptă să cânți, te așteaptă... Și eu aștept, și eu aștept să ne vedem. Și eu aștept să cânt. Parcă prea rar ieși. A fost într-adevăr o perioadă foarte lungă de pauză pentru că, mă rog, ba pandemia, ba planurile date peste cap, ba chestii pe care mi le-am plănuit și nu am reușit să le fac, ba drumurile astea și am tot amânat. Sunt destul de procrastinator așa la foarte multe chestii care țin de muzică. Dar în pandemie am avut timp, tot timpul din lume să nu mă deranjeze nimeni, să nu trebuiască să mă văd cu nimeni la niciun fel de bere, la niciun fel de ieșit în oraș și am stat doar în casă. Și atunci am avut timp să mă gândesc ce pot să mai fac de compus, trebuie să compun, îmi place să compun, hai să mă gândesc despre ce să compun, hai să mă uit, hai să citesc cărți, hai să mă inspir de acolo, să văd niște versuri, niște chestii mai vechi, mai noi, adică hai să fac un cocktail din ăsta și... Să încerc să iau câte un pic din fiecare, să încerc să filtrez prin mine toată informația asta. Pentru că, într-adevăr, toată lumea a avut timp și să citească și să înțeleagă despre psihologie și despre cum se gătește și despre cum se coase și o grămadă de chestii. Adică eu sigur că mulți s-au redescoperit da. Cumva. Și să știi că am foarte multe piese pe care le-am făcut. Sunt la stadiu de schiță, dar am vorbit deja cu băieții și colaborările urmează. Adică nu o să mă las foarte mult așteptat. Așa că asta e doar prima piesă din următoarele care vin. Am auzit promisiunea? N-am promis nimic, dar am spus că o să încerc să vin eu, mai des. Asta am zis eu, nu ai zis tu. Așa nicio cum merge. Okay. Știi ce mă gândeam eu? O chestie absolut stupidă. Dacă... ți se încălcește limba la un moment dat și nu mai poți să zici imponderabilitate. Da, mai devreme mi s-a încălcit, n-ai observat? Nu. Da, am bâlbuit un pic. Bine, nu când am cântat, dar... Nu puteai să legi tu un cuvânt ceva mai simplu. Da, m-a mai întrebat ceva, dar ce înseamnă asta? Ce asta? Ce imponderabilitate? Și pe lângă faptul că... știi de ce a venit ideea asta cu imponderabilitate? Mă uitam la... Era perioada în vară anului trecut, a fost lansarea în spațiu rachetei lui Elon Musk. Și atunci era toată nebunia asta cu cosmosul, cu nu știu, și probabil cred că mi-a rămas undeva. Voi de să scriu o piesă despre univers, cosmos, filmul meu. Da, rachete. Mai ales cu noi și atunci când eram mici, vroiam să fim o mare majoritate, vroiam să fim cosmonauți. Cel puțin nu știu de unde era moda asta, dar tot lumea visa să ajung undeva. Poate e o chestie, poate să fie o chestie sovietică, dar cumva era o chestie de cosmos. Acum cosmosul e o chestie cool. Înainte cumva rămase cumva așa în etapa respectivă și acum dintr-o dată e cool. Filmul meu preferat este Interstellar. L-am văzut cred că de vreo 5 ori.
E și filmul meu preferat, apropo. Serios? Da, eu după asta am stat 2 ore și... Eu multe ori mă uit la film pentru, inclusiv și pentru coloana sonoră, pentru că este Hans Zimmer, cel mai bun, din punctul meu de vedere, compozitor de muzică de film. Și cumva, probabil, acum universul ne dă mesaje, scrieți despre noi, faceți... Marțienii. Vorbiți despre noi, da, faceți contact cu alte lumi și așa mai departe. Și de asta cred că mi-a venit cuvântul imponderabilitate, plus că el a, cumva când îngânam piesa, imponderabilitate, exact. Uh-huh. Și atunci mergea și în ritm, mergea și în vers, avea și câte trebuie silabe. Mai sunt cuvinte mai lungi în dicționarul limbii române. Poți să mai cauți. Are 17 litere. Da, există, este o... Nu știu dacă mai sunt, nu știu ce au puțin în muzică. Este în medicină, este un termen care are 20 ceva, dacă nu greșesc, de litere. O cauți, asta e pentru data viitoare, tema pentru acasă. Cauți cuvântul. Poate măcar în versuri, măcar imponderabilitate nu s-a mai folosit. Nu, dar acela nu știu cum ai putea să-l folosești într-o piesă, dar artiștii n-au limite. Asta l-am putut folosi cumva. Da. Deci și e ritmic, și sună, și se memorizează, și chiar dacă nu poți să-l pronunți când n-ai capul treaz, oricum îți rămâne în cap. Imponderabil. Oricum o să-ți trebuie să-l spui. Îți dai seama, în petrecerea de Revelion mai bea lumea câte un pahar de una alta și... Cum se numește piesa? Trebuie făcut un concurs după asta. Da, mai ales de Revelion. Cine e cel mai treaz? Cuvântul. Las că pe calea asta o să învețe mulți încă un cuvânt. Da. Pentru că totuși mai să recunoaștem că nu știu. Ce spunea un alt prieten de-al meu, îmi spunea, băi, ai făcut o piesă foarte catchy cu cel mai complicat cuvânt. Adică o piesă simplă cu un cuvânt foarte complicat. Așa, un fel de struț o cămilă. Da. Dar a ieșit frumos, eu cred, și sper să placă. Și mulțumesc tuturor pentru mesaje. Uite, regia îmi strigă în cască. Da, e bună, da, e frumoasă piesa. Mulțumesc. Așa. Vreau să trecem un pic și în altă parte a vieții tale și să te felicit pentru că tu ești unchi de curând. Da, mulțumesc frumos. Da, sunt unchi. Și cum te împaci cu noul cetățean, noul membru al familiei? Încă nu ne-am văzut. Serios? Încă nu ne-am văzut, da. Nu ne-am văzut din cauza, iarăși, a restricțiilor și a regimului de carantină. Mă rog, copiii sunt mai sensibili, vaccinările și așa mai departe. Și acum e perioada asta până o să ne putem să ne vedem, dar abia aștept să-l cunosc. Am văzut poze, l-am văzut zâmbind. Tata zicea că, uite că deja vrea să cânt și am spus, tata, te rog, bunelul, de ajuns un artist în familie. Îl cheamă Dorian. Ca pe fratele meu. Foarte frumos, da, așa. Și este foarte și foarte drăgălaș. Așa că soara mea, Roxanda, și soțul ei, Dinu, sunt super fericiți. Și abia aștept să-l cunosc și eu, pentru că părinții deja l-au cunoscut, mama are grijă, acum e cumva ajutorul de nădejde, așa, da, mamele fetelor trebuie să fie acolo în primele... Îți dai seama că toate lucrurile pe care poate noi nu le știm chiar în atât de multe detalii și chiar dacă citim în cărți, sunt chestii care trebuie să le știi cumva. Da, nu, că astea îți vine instinctiv, dar mamele sunt de ajutor pentru că, pe lângă faptul că ai un bebeluș în casă, se întâmplă mai multe schimbări, dar asta o să ajungi și tu și o să vezi și o să... Deși, mă rog, nu ești fată, n-ai cum să înțelegi. Ei. Ce înseamnă? Dar de unde e discriminarea asta? Bărbații tot au... Asta era o glumă, eram sigur că așa o să reacționez. Stare, siguranță. Fiecare bărbat îi implică cât vrea și... Eu îmi imaginez ce înseamnă asta. De fapt, nu-mi imaginez și acum să nu-mi sară nimeni în cap. Nu-mi imaginez și îmi dau seama că este foarte greu și este foarte mult efort și pasiune, dacă pot să spun. Dar până la urmă, dăruirea unei vieți, cred că merită tot efortul și... Da. Cred că până la urmă, în ziua de azi, chestia asta cu mamele trebuie să crească copii și bărbații trebuie să lucreze, cred că un pic se cam schimbă. Da, sau cel puțin se combină, pentru că foarte mulți bărbați... Nu neapărat se schimbă cu locul, mai sunt oameni se care... se alternează cumva, adică sau sunt tați care stau foarte mult cu copiii. Și sau asta se e un găsesc lucru... alte formule și ar fi, păcat să rămânem la concepția asta tradițională a noastră, femeie trebuie să stea acasă, la creață, bărbatul trebuie să lucreze. Eu cred că asta trebuie, deja suntem într-o lume în care și bărbații pot să se gătească, eu gătesc foarte bine. Apropo, ce mai bun bucătari sunt bărbații? Și modest am fost, bărbații și ce... Aici tu n-ai bine. Fost deloc sexist, nu? Și bărbații gătesc foarte bine. Nu, eu gătesc foarte bine. Am fost un pic modest. Modest. Da. Și ce ți iese cel mai bine?
Mâncare, important să nu fie arsă, mai departe deja. Important să fie comestibilă, să începem de la asta. Știu să gătesc, știu să gătesc, îmi place să gătesc, nu știu dacă sunt foarte bun, asta trebuie să spun prietenii cu care mă mai văd și mai spun comentarii. Da, sunt câțiva care au anumite preferințe și de fiecare dată trebuie să le intru în coarne, dar le mulțumesc pentru răbdare și bunăvoință și ajutor. Că de fiecare dată cineva trebuie să stai și eu sunt ca un dirijor. Nu mi-ai zis ce ți iese cel mai bine. Ce mai bine, am făcut foarte des în ultimul an musaca sau musaca, nu știu, musaca e grecească. E o chestie, da, arată ca o straturi, da, carne, stratul, cu carne, cu cartofi, aloc. Da. E un fel de lasagne grecească, exact. Dar fără pastă. Și am un prieten grec care tot gătea acasă și ne invita la el. Este plecat deja înapoi în Atena, dar am prins de la el niște șmecherii din astea care le folosesc doar greci. Și atunci când veneau prietenii la mine, bă, da, mai mâncam musaca, da, acolo, și zic, ce secrete. Plus că mi-a trimis și niște condimente care sunt specifice acolo și care au altă calitate. De exemplu, scorțișoară, care e practic așa o bucată de lemn și are o altfel de aromă, adică aduce spre vanilie. Sunt niște mizetare. Este și la noi scorțișoară din asta. Oricum, grecii folosesc condimente. Tu spui din asta care e mare, groasă, așa, și găsești bețișoare. Așa, ca bețișoarele, dar nu? Sunt foarte subțiri, așa, și niște... Mă rog, în fine. Bun, da, am înțeles. Sunt niște chestii care... Am prieteni care gătesc foarte bine, am prieteni și bucătari și de fiecare dată când avem ocazia, gătim împreună. Ce nu vrei să vezi pe masă de sărbători dacă suntem aici la gătit? Oameni sparați la masă. Dar pe masă? Dar pe masă? Habar n-am, nu știu. Pe masa de sărbătoare poți fi orice, tot timp cât e mâncare și tacâmuri, farfurii, pahare și băutură. Deja, dacă cineva la un moment dat încearcă să ia scena... Asta e, da. Îmi spune regia să închei odată. Da, deja. Trebuie să plec deja? Nu, stai un pic, eu mai am o întrebare, două. De fapt, dă-mi răspuns repede și atât. Cât de mult se vorbește politică la mesele voastre de sărbătoare? Permanent. Mai mereu. Foarte mult politic se vorbește. Da? Deși încercăm să vorbim și despre chestii mai... Și despre religie, dar oricum politica. Evident. Religia este al doilea subiect. Păi da, eu de asta și zic. Și despre toate religiile, ca să nu supărăm pe nimeni. Da. Și asta obosește sau din potriva? Asta e în Eu temă, depinde cu cine ești la masă. Dacă sunt în tabere diferite, dar de obicei din tabere diferite la masă la mine nu stau. Dar se mai întâmplă să ne contrazicem. Dar e ceva normal. Suntem deja la vârsta la care ne interesează mai mult decât ce arată la televizor, gen muzică și divertisment. Da. Știrile și politica, până la urmă, trebuie să le cunoaștem. Chiar dacă nu trebuie să ne implicăm foarte, foarte mult, dar trebuie să cunoaștem ce se întâmplă ca să putem să... Să gândim limpede, Da, și să, cumva, și pentru cei mai mici să dăm un exemplu că, totuși, lucrurile trebuie să ia într-o direcție, în sfârșit, poate mai bună. Da, și să ne dorim ca într-o bună zi în țara asta, nu politica, să fie cel mai important lucru discutat. Dar nu este cel mai important. Adică tu m-ai întrebat dacă se discută în general. Nu, la voi, pentru că, mă rog, ai rude. Am rude. Ai rude. Ce rude am? Păi ce, ai un cumnat care e lider de partid. Da, așa e, așa e. Dar, nici nu-l percepe așa, dar... Nu discutăm despre politică. Adică vorbim despre politică mai mult cu tata, mai mult între prieteni, adică chestii așa, lejere, dar fără bătaie. Adică discuții așa, civilizate, despre propuneri, cam ce-am fi făcut noi, cam ce-ar fi trebuit să facem. De exemplu, se vede aici în ecran foarte bine rezultatul... Ce-ar fi trebuit să facem, să facem noi, de exemplu. Lasă că autoritățile au fost luate prin surprindere. Știi? Da, au fost sabotate. Da, eu nu i-am sabotat, azi am venit pe jos, așa că... Să spun un cuvânt bun acolo. Facă treaba. Iar pe final de interviu te rog să pui o notă anului care a trecut. Cum a fost el pentru tine, nota? Nici nu știu ce notă să-i pun, pentru că nu l-am simțit. Cum poți să dai o notă unui an care a trecut așa, ca printre altele? Hai să-i pun un 8. Nici prea prea, nici foarte, foarte. Adică... Hai 7, ok, 7. 7 pentru că... Nu, 6. 6 pentru că nu m-am văzut foarte des cu oamenii. Hai mai stăm 5 secunde și ajungem. Hai să fie un 6, așa. Dar un 6...
Ok, cu indulgență că anul viitor o să-și revină lucrurile. O să se întoarcă șasele și o să nou. Fie... Da. Da, corect. Cătălin, îți mulțumesc tare mult că ai fost în această seară alături de noi și uite aici ai și un mic cadou din partea partenerilor noștri. Da. Îți dorim sărbători fericite sau să fii tu fericit de sărbători. Că... Îți mulțumesc din suflet și ții sărbători fericite. Mersi. Și tuturor celor care se uită la emisiunea voastră și care vor asculta în continuare Imponderabil. Da, o seară frumoasă tuturor. Mulțumim. În ajunul sărbătorilor de iarnă suntem cu toții în căutarea celor mai potrivite daruri pentru cei dragi, așa că magazinele sunt luate cu asalt de cei care caută cadouri. Pregătite sunt și vitrinele care arată spectaculos pentru că de modul în care sunt amenajate depinde dacă o să treci sau nu de ușa magazinului. În continuare vedem o vitrină cu un decor de poveste. O vitrină ieșită din tipare este cu siguranță cheia succesului pentru un magazin. De aceea, decoratorii sunt mereu cu ochii pe noile tendințe. В этом году все больше и больше стараются магазины украшать витрины, фасады зданий новогодним декором. Это привлекает клиентов, а также создает новогоднюю атмосферу праздника. Мы постарались создать новогоднюю атмосферу праздника в данном магазине, так как сейчас являются очень актуальными сладости, поэтому мы украсили печенье, конфетами. На входе вы можете заметить, как щелкунчики встречают своих гостей. Также мы использовали объемный декор. Это вход, арка, дальше вы проходите, и уже самой изюминкой новогоднего декора является елка. Красный сейчас является топовым цветом 2022 года. Вы можете увидеть высокого и объемного Деда Мороза. Сделан вручную. Высота примерно 3 метра. Также вы можете увидеть продолжение сладостей, только в бело-красной цветовой гамме. Также, как и в первой витрине, встречает щелкунчик своих гостей, только уже в другой цветовой гамме. Концептul reușit al unei vitrine presupune și alegerea culorilor potrivite. Как я уже говорила, красный цвет, также цвет металлики, серебро с золотом очень актуально. Это как бы более классический стиль, но также актуальный. Также на данный момент является актуальным цветом голубой, темно-зеленый цвет. Голубой цвет, как будет год водяного тигра, поэтому актуален данный цвет. Продуктели au fost frumos aranjate pe rafturi, așa că urmează combinarea perfectă a elementelor de decor. Так как тематика сладостей, то мы создали объемные 3D сладости, которые вы можете увидеть вокруг елки. Это макаронцы, это капкейки, также и конфеты. Pentru un rezultat reușit, este important ca stilul decorului să se potrivească perfect cu locația. Что касается стилей и актуальных моделей для 2022 года, это является эко-стили, то есть елочки handmade, которые сделаны деревянные. Также вы можете просто взять обычную елочку и поставить какие-то высушенные апельсины, шишки, то есть более подручные средства, то, что вы можете, в принципе, сделать и дома. Также вы можете сделать венки на двери. Обычно мы используем голландскую ель, потому что она не осыпается и может сохраняться длительное время, в отличие от нашей молдавской ели, если вы хотите оставить ее на длительное время. Модный и актуальный также подвесной декор. Это могут быть подвесные звезды, которыми тоже можете украсить свой дом. Iar dacă nu aveți suficient spațiu, специалисты vin cu soluții. Очень актуальные каркасные елочки из голландской ели. А также актуальны каркасные елочки из голландской ели, которые можно повесить на стену. Так как мы вешаем на стену, то получается, что у вас больше пространства будет и плюс красивая атмосфера праздника. Decorul pe care îl vedeți este unul extraordinar, este unul de sărbătoare, de dispoziție bună pentru copii, pentru mături, pentru toată publica care intră la noi în secție.
absolut atractiv, bucură ochiul, chiar dacă și treci pe alături, eu cred că este imposibil să nu reacționezi și să nu intri în secție. De fapt, tendințele decorului de Crăciun se cunosc cu mult înainte. Deja în luna ianuarie sunt prezentate tendințele anului viitor. В январе проходит рождественская выставка во Франкфурте на Майне, которая устанавливает тренды, которые будут по декору и по цвету в декабре, получается, следующего года. То есть в январе она проходит, а в декабре за 11 месяцев уже все знают, какой будет тренд по декору.
Ne-a colindat în această seară Maria Cortac. Bună seara, bine ai venit! Bună seara, bine v-am găsit! Mulțumim pentru colindă, drag colindător. Uite cum se cuvine, așa avem și cu ce să te răsplătească gazda un pic. Mulțumesc tare, mă! Un mic cadou. De fapt, se spune că după ce colinzi gazda, trebuie să spui sănătate, un colind ce voie bună. Așa că sănătate, un colind ce voie bună. Mulțumim așa. Frumos! Bun, Maria, mă bucur să te cunosc. Aveai mari emoții. Cum ai ajuns la noi, apropo, că o să întreb pe toată lumea, mă uit ce se face afară și vreau să mai stau vreo două ore aici în studio. Foarte greu. Sincer, am mers 40 de minute în ambuteaj, am stat. Dar, într-un final, am ajuns. Da, și asta e cel mai important. Corect. Frumoasă, împletită. Cine ți-a făcut împletitura? Singurică. Singurică, te descurci. Da, mă străduiesc să învăț de fiecare dată să fac tot mai bine și mai bine. Așa. Basmaua, tu ți-ai pus-o? Tot eu, așa. M-a ajutat puțin mama. Aha, mama te-a ajutat. Da, în rest, mă străduiesc singurică așa să o pun. Ce porți pe tine? De unde este acest costum? O ie. De fapt, această ie are o istorie. Mai bine de 50 de ani de când este, dar am cumpărat-o când am mers în România la un concurs și din bănuții câștigați am cumpărat-o pe ea și cumva am o amintire plăcută față de această ie. Deci, practic, e rodul muncii tale, da? Așa, prima mea ie. Frumos, frumos. Mulțumesc. Arată destul de bine și se vede că e de undeva dintr-o zonă de acolo, de peste Prut. Da. Bun. Te simți confortabil așa, în opincuțe, în ie, în stilul ăsta popular pe care îl abordezi și de ce? De ce? Foarte bine mă simt. De fapt, făcând școala de arte Alexei Stârcea, în clasa a patra am mers la o preselecție pentru a merge într-un ansamblu. Și acolo am făcut parte din ansamblu folcloric Simpatia și cumva m-a legat dragostea asta față de muzică populară. Și nu regret deloc, mă simt foarte bine așa și mă bucur că am ales această cale, anume cântecul popular. Uh-huh. Dar muzica ușoară nu ți face din ochi? Îmi place, dar așa, mă strădui să mă bazez doar pe un gen muzical. Aha, să nu face terci. Așa. Bun. Și pe unde apuci să cânti? Ce apuci să faci? Acum sunt studentă la Academie de Muzică, Teatru și Arte Plastice, în anul 3, la clasa profesoare Zinaida Bolbuceanu și care îi mulțumesc foarte mult pentru munca depusă, pentru toate sfaturile utile pe care ne le dă lecție de lecție. Și am parcurs un drum așa mai lung. Uh-huh. Școala de Arte Alexei Stârcea, colegii de muzică. Urmez toți pașii, treptat. Și acum sunt la Academie de Muzică. Mai am un pic și finisez. Așa. Încă un pic, da, și te apuci serios de cântat, mai ales că acum a și fost pandemia, a fost mai greu. Da, lucru. O să ai timp să faci să fii. Sperăm, Doamne ajută. Ne-ai cântat această colindă și acest colind, de fapt că e corect colind. Mergi cu colindatul, mai mergi, mai păstrezi? Sincer, tradiții? Da. Da? De câțiva ani, în afară de luând cont pandemia, am mers chiar cu un coleg de-al meu, un acordeonist, și cu câțiva prieteni, așa pot să-i spun, de cântec, și nu doar. Și mergeam pe la fiecare casă. Și chiar ne primeau cu mare, mare drag. Mai ales că atunci când cânti singur este așa o aparte, dar când cânti cu un instrument cumva se combină mai frumos. Da, și chiar mergem. Uh-huh. Sperăm și anul acesta să mergem pe la un. Sperați că voiam să te întreb dacă mergi anul acesta. Uite, ai un colind înregistrat. Așa. Deja e al tău, poți să umbli din casă în casă și să vestești nașterea Domnului. Îți urez sărbători frumoase. Mulțumesc și sper să auzim de tine numai de bine. Da, Doamne, mulțumesc tare. Mersi, Maria. Iar noi continuăm. Cum întâlnim noul an, așa îl și petrecem. De aceea, dacă ne dorim să fim frumoase întregul an, nu uităm de machiaj. Se schimbă anii, dar și tendințele materie de make-up. Care sunt culorile, dar și tehnicile de machiaj potrivite pentru acest revelion, ne spun specialiștii în reportajul ce urmează. Revelionul este ocazia perfectă pentru a încerca un machiaj nou. Este important să urmăm tendințele, însă totuși să ținem cont de ce ni se potrivește, dar și ce ținută vom purta. Tendințele ne creează un machiaj foarte intens pe ochi, exact și pe buze. Lăsăm tenul cât mai natural. Gama coloristică pentru ochi predomină maroniu, predomină gri, culorile pământului. Din culori suplimentare este roșu, cupru, albastru și verde. Orice nuanță care le-am repetat sunt perfecte pentru Revelion. Deja ne uităm cu ce vom fi îmbrăcați. Ce facem astăzi? Astăzi vom realiza un machiaj de Revelion. Poate vă veți inspira și dumneavoastră. Voi arăta și gama coloristică potrivită și cum aplicăm sclipiciurile și cum să fie totul curat.
tehnicile clasice rămân în vogă și în acest an, important e să nu uităm de sclipici. Tehnica machiajului se folosește smokey eye cu paiete, sclipici de diferite nuanțe, cum le dorim le punem, dar să fie bine amenajate pe mijlocul ochiului. De asemenea, predomină eyelinerul în diferite forme, un eyeliner retușat, un eyeliner în formă de creion, cu creion interpretat sau de fard sau un eyeliner grafic, deci frâu liber imaginației. Indiferent de machiajul pe care îl vom alege de Revelion, unele produse sunt de nelipsit din trusa noastră. Oricum, într-un machiaj, chiar și cel mai zilnic, chiar și cel mai de sărbătoare, sunt produsele de bază care le utilizează fiecare doamnă, domnișoară și noi practic nu putem trăi fără ele. Neapărat, un fond de ten, un ruj super hidratant, o paletă în baze naturale și, desigur, dacă vorbim de sărbătoare, pe lângă aceste produse, luăm un produs clipitor și lucim frumos. Atunci când alegem machiajul pentru noaptea dintre ani, ținem cont și de locația în care mergem să sărbătorim. Dacă ne ducem la restaurant, e bine un smokey eye, fumuriu, leger, cupriu, cu paiete, dar în cantități mai mici. Buzele pot să fie roșii, naturale, le facem cum dorim. Apoi, dacă facem serata de club, de discoteci, atunci ne machiem cu paiete mai mult, cu sclipici cât mai colorat, multicolor, credeți-mă că o să fie în trend, ideal se potrivește și nimeni nu va fi judecat dacă va sclipi prea tare. În caz că sărbăm sărbătorile importante acasă, de asemenea facem un machiaj, deja aici ne coordonăm după dispoziția, dar neapărat să avem un machiaj frumos, curat și să ținem cont și de gama coloristică. Frumusețea e diferită. Ea nu înseamnă 90, 60, 90, picioare lungi, fund bombat și buze voluptoase. Frumusețea ești tu, oricum ai arătat, atâta timp cât sufletul îți radiază. Un astfel de concept a încercat fotograful Nataniel Kowalski pentru o ședință foto. Nataniel este acum lângă mine, împreună cu Mihaela Sturza și Ina Cernei. Bună seara, bine ați venit! Mă bucur nespus de mult că ați reușit să ajungeți. Greu? Foarte greu. Da, da, mă bucur că ați reușit toți trei să fiți aici. Nataniel, noi cu tine ne vedem în oară. Vreau să le salut în mod special pe fete și pe tine, Ina. Îți mulțumesc tare mult pentru că ai avut curajul să vii la noi la emisiune. Și pentru că poți să-mi spui și de ce ai avut curajul să participi la nebunia asta lui Nataniel. Pentru că, în general, am de suficient curaj. Așa. Da, și a venit propunerea. La început am ezitat un pic, pentru că n-am avut o astfel de experiență în trecut și a fost cumva eu, model, adică nici pe aproape. Dar după m-am gândit un pic și am spus de ce nu. Dacă există oportunitatea, să vedem ce iese. Uh-huh. Și ca orice femeie vrea să fie frumoasă și... Și este până la urmă. Bine, nu știu cât de mult, dar rămâne de văzut deja. Frumusețea e relativă, știi? Pentru fiecare din noi e frumos ceva. Nataniel, da, ca să explicăm și celor de acasă care poate nu au văzut proiectul tău, este vorba despre o ședință foto în care protagoniste au fost mai multe femei cu anumite dizabilități fizice. Cum le-ai găsit? Și de ce ți-ai dorit să faci asta? Vreau să fac doar o mică corectare. Da. Este proiectul meu și a Mihaelei. Așa. Deci primul am conceput acest proiect, fiind inspirat la o prezentare de modă autohtonă, uh-huh, unde au participat fetele cu dizabilități și știi, nu-mi place cum sunt dizabilități, îmi place mai mult cu nevoie specială, pentru că fiecare își alege, da, cum da. Să... Și am venit inspirat la o prezentare de modă care am văzut cum sunt îmbrăcați și ne-am fi dorit să le arătăm într-o ipostază mai luxoasă, mai high fashion, să arătăm că moda și luxul este pentru toți, nu doar pentru cei selecți. Așa. Și ați stat voi împreună? Ați căutat aceste protagoniste? Cum a fost? Totul a început de la această prezentare de modă, unde în sfârșit la noi Moldova au fost incluse în ceva ce ține de modă, estetică. Uh-huh. Și am zis că trebuie să o facem într-o formă nouă, mai wow, uh-huh, să le îmbrăcăm așa cum de obicei nu sunt îmbrăcate, probabil, să le facem o aranjare, un make-up, ca fetele să se simtă femeie frumoasă. Și începând de la proiectul cu Zip House, unde au fost ele incluse mai mult,
am apelat, de fapt, Nathaniel a apelat și mai mult a discutat cu el, el s-a ocupat mai mult cu partea asta. Uh-huh. Știi, este acum campania la Zip House, combatem stigma cu stil. Și respectiv, la această campanie am decis și noi să facem un proiect care să facă parte din această campanie. Respectiv, fetele le-am găsit, sincer să spun, prin contacte. Am văzut câteva fete la prezentarea de modă, respectiv, la altcineva în poze și zic că mai des te contactez și chiar îmi pare bine că Ina a acceptat, chiar dacă a avut careva dubii, dar, sincer, are un tipaj foarte frumos și ochi superbi. Chiar le-am spus că are ochi foarte frumoși. Da, ziceai și într-o postare a ta că cumva cel mai mult te-a marcat experiența cu Ina, pentru că Ina nu vede și pentru tine ca fotograf este practic imposibil să-ți imaginezi cum ar fi să nu mai... Așa este, știi, acum vorbesc și am piori pe piele, deci Ina poate și nu vede, dar are un auz perfect și cântă foarte frumos, chiar vreau să ascultați careva piese ale ei sunt pe YouTube. Dar m-a marcat pentru că, da, nu imaginez viața mea fără vedere, mai ales fiind fotograf și toată profesia mea să fie legată de viziuni, de culori, texturi, forme și mai departe. Respectiv, a fost, Ina chiar m-a marcat și îmi pare bine că pot să comunic cu ea și o cunosc. Ai găsit aceste fete? A fost cineva care a refuzat? Nu, tu știi că nu a fost. Toată lumea a acceptat. Da. Și după proiect chiar am avut multe cereri de mesaje care ar vrea să participe și chiar cred că vom plunge acest proiect cu ela și vom mai crea două ediții. Cum a fost să lucrați cu fetele? Să le găsiți ținute? V-ați consultat cu ele sau ați venit voi cu conceptul vostru pentru ele? Conceptul a fost stabilit de noi. Noi am vrut să facem ceva high-end, ceva din moda luxoasă, ceea ce vedem în Vogue, Harper Bazaar și așa mai departe. Am avut noroc că Morfin face niște ținute deosebite ce ține de couture și colaborând cu ea am putut găsi aceste ținute și să le folosim pentru fetele noastre incredibile. Însuși experiența a fost foarte neobișnuită. Am venit pe platou, m-am apucat deodată de lucru ca stilist, hai să le dezbrac, hai să le îmbrac, fără de fapt să mă opresc să mă gândesc că poate ar trebui să iau în considerație că cineva nu este atât de deschis cum sunt modelele de obicei. Uh-huh. Poate cineva are anumite rețineri sau are nevoie de spațiu sau așa. Și a trebuit un pic să mă iau în mână, zic stai un pic, că ceva nu e ok, ceva nu merge și m-am readaptat. Dar doar după ce am terminat de fapt tot procesul s-a conturat ideea că totuși trebuie o atenție diferită și trebuie să le întrebăm noi pe ele sau pe persoanele care au aceste nevoi speciale, ce vor ele, ce au nevoie și asta să le dăm, nu cum credem noi sau ce așteptăm noi de fapt. Adică experiența a fost extrem de deosebită. Învățăm lucruri noi în fiecare zi, ceea ce este bine. Da, eu cred că fiecare dintre aceste fete este o lecție pe care ar trebui să o primim noi. Ina, cum a fost pentru tine? Povestește-ne un pic. Cum a fost pentru tine? Uite, toată treaba asta începând de la faptul că ți s-au găsit niște ținute, a trebuit să îmbraci, a trebuit să te gândești cum să stau. Că, sincer îți spun, pentru mine pozatul și Nathaniel știe, e chin. Eu nu știu ce să fac cu mâinile, cu capul, asta e chin pentru mine. Pentru tine cum a fost? A fost totuși interesant, a fost foarte plăcut. Bine, au fost cu mici excepții, cum spuneai și tu, că la un moment dat când nu știi ce să faci și cum să stai într-o poziție mai corectă și mai așa. Dar au fost ei care au fost alături și m-au ajutat, mi-au spus, mi-au dat indicii, da? Și cumva m-am stat mai relaxată. M-am simțit în primul rând femeie, frumoasă, pentru că ei sunt specialiști și ne-au făcut frumoase pe toate. Și cumva am mers cu încredere pentru că oricum am analizat, nu-i cunoșteam anterior, am analizat profilul și am înțeles că sunt niște profesioniști și am mers cu încredere. Și da, m-am simțit frumoasă, feminină și egală între femei. Cât de des te simți așa sau... Nu știu, eu probabil că o să-ți pun întrebarea asta. Da. Cum te simți în general și dacă ești stigmatizată, dacă te simți discriminată și cumva dată la o parte pe alocuri? Da, desigur că sunt anumite momente când există această discriminare și nu anumit voită din celor din jur, poate uneori
așa întâmplător, dar am învățat să nu trag atenția atât de mult și în plus să-mi apără drepturile mai mult atunci când e cazul, desigur. Adică îmi fac loc, cum s-ar spune, dacă e nevoie. Să știi că te admir din tot sufletul pentru asta. Mi-a zis și Nataniel că îți place să cânti. Și dacă nu greșesc eu, tu ești și kinetoterapeut, nu? Da, de profesie, ocupația mea zilnică este de masioză. Da. Ca hobby este muzica. Și unde cânti? Unde apuci să cânti? Sau mai mult așa? Bine, nu, mai postez pe internet, dar... E pasiunea ta. Da, e o pasiune, fac lecții de chitară, așa, e pentru suflet doar. Așa. Spune-mi ce te face fericit. Mă face fericită atunci când sunt acceptată de cei din jur așa cum sunt. Știu că poate să mă repetat asta, dar e mare lucru pentru noi. Când suntem acceptați, că nu trebuie să tot timpul să ne scuzăm, să ne justificăm în anumite chestii. Probabil tot cam ce ar face fericit pe urcare. Corect. Adică sunt un om obișnuit. Așa este. Da. Dar știi ce am observat eu? De fiecare dată când am avut ocazia să discut cu cineva cu nevoi speciale, așa cum mi-a sugerat Natania să zic, mi s-a părut tot timpul că oamenii aceștia sunt mai plini de optimism decât noi, cei care vedem 100% sau putem folosi din plin o mână, ambele mâini, ambele picioare și totul este aparent ok. Ești o persoană optimistă? Te simți așa? Bine, uneori da, uneori nu. Dar, ca și fiecare da, dintre noi. Da, dar de ce e o nevoie mai acută de optimism? Pentru că asta e și problema și atunci unei e o problemă, trebuie să o compensezi. Și vrei, nu vrei, cumva viața îți dă câte un șut că n-ai încotro. Trebuie să mergi mai departe. Și probabil se învață chestia asta să fii optimist. Așa. Asta e. Acum să vă întreb pe voi doi, dincolo de faptul că ați luat-o ca pe un proiect foto, e și cumva și un proiect social, nu știu cum să zic eu. Așa și este. Vreau să-mi spuneți un pic cu ce trăire ați rămas voi în urma acestor. Știi, chiar după ședința foto, mergând cu el la magazin să ducem hainele, respectiv discutam despre ce s-a întâmplat și cum am perceput noi acest proiect. Doar cu emoții pozitive am rămas, sincer, chiar cu emoții frumoase și după asta am luat și un interviu la fiecare fată care a participat. Pentru noi este important ca mesajul lor de a fi perceput egal față de toți, este foarte important ca să ajungă la toată lumea. Și respectiv vom fi bucuroși dacă la noi societate s-ar comporta egal față de toți cetățenii noștri. Asta ar fi foarte frumos. Nu doar de față de oameni cu dizabilități sau față de artiști, față de oameni diferiți, față de oameni care se îmbracă mai diferit, față exact. De cei care nu vor să aibă copii, cei care nu vor să se căsătorească, cei care vor să trăiască singuri, cei care vor pisică și așa mai departe. Adică, față de toți să fim toleranți. Toleranța foarte mult contează. Mie mi-a luat o secundă după ce am terminat. Mi-a trebuit undeva așa să mă strâng, fiind pe platou, te iei cu una cu alta, cu lucru și undeva nu observi anumite aspecte, după care am avut nevoie să contemplez, să rezumez toată experiența, de fapt. Da, emoțiile au fost pozitive, dar asta îți spune puțin. De fapt, eu, un om care de obicei mă socot destul de tolerantă și încerc să accept tot felul de oameni, sunt foarte deschisă la ce ține de estetici diferite, adică frumusețea care nu ține de standarde, adică să mergem împotriva regulilor puse în societate. Mi-am dat seama că oricum am încă mult de învățat, fiindcă eu m-am pornit totuși cu niște așteptări, când de fapt nu era despre mine, nu era vorba despre așteptările mele și cum cred eu că trebuie anumite lucruri să decurgă, totuși este vorba de protagonistele noastre care erau de fapt și, să zic eu așa, cheia, centrul proiectului. Și de asta trebuie să învățăm asta, cred că cel mai mult, cu așa impresie am rămas eu, că
trebuie pe ei să-i ascultăm și să-i întrebăm. De fapt, mă repet, dar asta e foarte important. Eu cred că încă mult timp o să vă ia să digerați. Știi că asta vine tot treptat, treptat, se mai adună picătură cu picătură. Trebuie să vă mulțumesc din suflet pentru această discuție, că trebuie să încheiem emisiunea deja. Am câte un mic cadou pentru fiecare dintre voi și să vă urez sărbători fericite. Mă ajutați, vă rog. Mulțumim, sigur, Daniel. Mulțumim tare mult. Mulțumesc. Vă mulțumesc din suflet. Mulțumim, mulțumim la fel. Succes. După cum am zis, aici încheiem emisiunea din această seară și ne revedem mâine la aceeași oră. Până atunci, o seară perfectă. Vă doresc la revedere.